Mai multe echipamente ale termocentralei Mintia sunt vândute prin licitație. Peste 6,5 milioane de euro este prețul de pornire al licitației. În cadrul procedurii se mai scot la vânzare câte un strung sau o mașină de frezat, iar lista completă a pachetului se regăsește în caietul de sarcini, arată administratorul judiciar al complexului energetic Hunedoara, citat de jurnaliștii de la Cronica Văijiului. Termocentrala de la Mintia nu va mai face parte din complexul energetic Valea Jiului și se fac demersurile necesare pentru a fi preluată de un alt investitor. Cei care o cumpără sunt nevoiți să investească în retehnologizarea acestei termocentrale, care, așa cum spun reprezentanții complexului energetic, nu va mai funcționa pe cărbuni din Valea Jiului.